să vedem dacă vă putem spune. Sezonul rece 2013 vine cu trenduri noi, haine confortabile și extrem de chic, iar tendințele sunt îndeajuns de diferite pentru ca orice iubitor de modă să își aleagă stilul preferat. Magazinele au început deja să umple vitrinele cu haine care se poartă în această toamnă, așa că nu vă rămâne decât să alegeți ce vi se potrivește și să mergeți la shopping. Când vine vorba despre noul sezon, acesta este greu de rezumat în câteva cuvinte. Multitudinea de modele, nuanțe și texturi propuse de designer se potrivesc oricărui stil. Tendințele sezonului toamnă-iarnă satisfac și cele mai pretențioase gusturi. Putem spune totodată că magazinele s-au pregătit cu ținute gata alcătuite pentru orice buzunar. Costul unei ținute variază în funcție fie de brand sau de magazin. În plus, toată lumea are nevoie de haine noi odată cu venirea toamnei și colecțiile de toamnă-iarnă te ademenesc din magazine cu sau fără reduceri. Pe lângă ce se poartă atunci când intrăm în magazine, vânăm, de ce nu, și reducerile. În această toamnă se poartă carourile. Avem exemplu această cămașă, care este redusă de la 70 de lei la 40 de lei. O achiziție bună pentru oricine. Revistele de modă abundă de sfaturi, experții hotărăsc trendul, dar până la urmă se pare că cel mai important rol în crearea ținutei, indiferent de anotimp sau ocazie, îl are stilul fiecăruia, dar și bugetul pe care îl alocă hainelor. La calitate și la buget. Aveți un stil propriu sau... Normal că am stilul meu propriu. Cum vă alegeți o ținută de sezon? În primul rând trebuie să-mi placă. Și pe urmă vine moda, banii și ce mai urmează. Ce contează foarte mult când vă alegeți hainele? Calitate. Cred că este cea mai bună. Cel mai important, calitatea este. Ce să poartă așa, să fie mai frumos, mai... Vă îmbrăcați după propriile... Și după vârstă. După vârstă, că mie nu mai stă așa din astea cum se poartă acum. Aveți propriul stil? Da, eu am propriul stil. Și cum vă alegeți hainele? După cum mi se potrivesc pe trup. Și... Vă inspirați din revistele de... Nu. După cum simt eu că mă reprezintă. Când vine vorba de vestimentație, greșeala pe care mulți o fac este că, printre tendințe, își pierd uneori propria personalitate. Așadar, moda înseamnă nu doar haine, ci și atitudine și personalitate.